un client cu sfaturi și recomandări preventive și un breloc din partea poliției rutiere și vă rugăm să nu asociați consumul de alcool, consumul de băuturi alcoolice cu conducerea autoturismului. În momentul în care consumați băuturi alcoolice, vă rugăm să apelați la sprijinul unui taxi, unui mijloc de transport în comun sau al unui prieten care vine să vă ia. Mii de oameni mor în fiecare an în urma accidentelor rutiere. Pentru a atrage atenția asupra acestui fenomen îngrijorător, polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității în colaborare cu Serviciul Rutier Constanța desfășoară campania de conștientizare a șoferilor privind un comportament responsabil la volan. Polițiștii constanțeni s-au alăturat campaniei naționale inițiată de Inspectoratul General al Poliției Române, campanie care poartă titlul sugestiv de Cedează volanul când bei. Conducerea autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice reprezintă o cauză care duce la producerea accidentelor grave de circulație, multe dintre acestea soldându-se, din păcate, cu pierderi de vieți omenești. Polițiștii constanțeni au oferit sfaturi și recomandări conducătorilor auto, prezentând implicațiile legale care pot fi generate de conducerea autoturismelor sub influența alcoolului. Participanții la trafic s-au arătat receptivi și mulțumiți de inițiativa poliției. Foarte bună, foarte bună. Este extraordinar, ținând cont câte evenimente se întâmplă din această cauză. Din cauza băuturii și nu mai vorbim și narcotice și așa mai departe. Credeți că va avea efectul scontat? Da, cu perseverență cred că da. Nu obișnuiesc să beau decât doar de sărbători și nu am plecat niciodată sub băutura sub influența alcoolului. Polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat activități informativ-preventive implementate atât la nivel național cât și local pe tot parcursul anului.